crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Și jucăm Dublu sau Nimic în deșteptarea pe 2400 de euro în această dimineață. Mergem la Craiova. Eduard, bună dimineața! Salut, Edi! Bună dimineața! Ce mai faci, Edi? Mulțumesc, bine! Ce okay. faceți voi? Uite pe la birou. La serviciu, suntem trezit de la 5. Da. Dar e vineri, ne place! Tu? La cât ai trezit azi, Edi? La 6:30. 6:30. Ești bine, bravo! Ești băier? Adică ești la bine. Serviciu, înțeleg. N-am ajuns încă, dar o să ajung. Și atunci de ce te-ai trezit așa de vreme? N-ai somn, ce ai? Ei, mai fac și eu prin casă chestii. Ce faci prin casă? Te trezești la 6:30 să faci prin casă? Ce dai faci cu aspiratorul la 6:30? Sunt prea indiscret. Hai. Mă scuzați. Edi, cu ce te ocupi în general? Sunt psiholog în general. A, gata. Opa la. Ne-a ghicit. De-aia ne-a luat așa tare. Edi, ne-a pus la punct, practic. Microbist ești? Nu prea. Joacă diseară Universitatea Craiova barajul cu Botoșani, de asta vreau să-l trag pe partea asta. Fac un baraj? Da, e un baraj între Universitatea Craiova. Craiova. Aia antrenată de Reghecanf și FC Botoșani. Și cine câștigă? Participă în Conference League la anul. Ăsta e barajul ăla de trebuia să-l joace Rapidul, nu? Dacă ar fi fost să fie. Da. Da, ar fi trebuit să joace cu Botoșani și dacă o bătea pe Botoșani, juca abia apoi juca la Craiova. Uh-huh. Așa n-a fost să fie, joacă Botoșaniul direct. Edi! Vă ascult. Ne apucăm de treabă? Da. 4 întrebări astăzi, începem de la 300 de euro. Spuneam mai devreme, dacă ajungi la ultima, o să ai și variante ajutătoare de răspuns. Doar dacă vrei. Sigur. Evident. Bine, altfel 6 secunde pentru un răspuns corect. Mult succes! Mulțumesc frumos! 300 de euro. Edi, pentru 300 de euro, laringele este un organ al sistemului respirator sau al sistemului digestiv? Respirator. Asta cu digestiv ai băgat-o de la tine, nu? Depinde cât bei. Da. Deci, uneori mai da. Doamne ferește. Probleme cu digestia? Nu ții minte când îți rămâne în laringe. Bravo, Edi. Bănuiesc că n-a fost dificil pentru tine. 300 de euro sunt ai tăi deja. Nu, n-a fost dificil. Mă ocup cu nodul în gât. Ah, bravo, bravo, da, bravo, nu, o să ne facă probleme mari din dimineața. Da. Dacă mă uit un pic pe întrebări, cred că ne ia toți banii. Nici măcar ajutătoare. Nu, nu poți să știi niciodată. Că ce înghițit un sec. E suficient un lapsus, un lipsus. N-are, unde ai văzut tu asta? Emoții mulțumesc n-are... de încurajări, mulțumesc de încurajări. Dar stai puțin, Edi, că tu emoții n-ai cum să ai. Ești de meserie. Păi nu am zis că sunt psiholog, nu robo-psiholog. E, da, da, știi cum e. Eu spun că suntem varză, ne ia toți banii, da, deci prăjit. Omul se trezește la 6:30 ca să mai facă lucruri și... prin casă, înțelegi? Și înainte se ducă la birou. Crezi că el e pregătit pentru orice, pentru orice. Nu putem să-l luăm prin surprindere. Până la ora asta are 4 ședințe de yoga terminate, deci e zen pentru concursul nostru. Până la final ne și profilează. 300 de euro sunt banii tăi, Edi. Ai două variante în momentul ăsta. Să te oprești, să rămâi cu banii ăștia sau să dublezi. Deci mergi mai departe. Ce alegi? Merg mai departe. 600 de euro. Îi place riscul domnului psiholog. Hai să vedem. Da, mă rog. Atențiune. Domnule Eduard, care este capitala Irakului? Nu știu. Nu. În clipa asta. N-ai auzit întrebări? Cum bre? Exact ce spuneam, vezi, se poate cum ai făcut? Să intervină un lapsus? Dar cum ai făcut? Nu cred, deci nu mă așteptam, chiar voiam să zic, băi, Luca... Saddam Hussein. Exact, asta voiam să spun și eu, băi, îți bagi joc cu întrebările astea, ce întrebări sunt astea pentru atâția bani? Asta e ceea ce se poate întâmpla la Dublu sau Nimic. Capitala presiunea, emoțiile, țap, țap, țap. Nu mi-a venit, pur și simplu. Da, acum știi? Adică ți-a venit? Nu. Nu cred așa ceva. Mai cu Saddam și nu vine în cap în greada. De unde transmitea Adelin Petrișor în timpul războiului din Irak? Ei, mă rog, asta nu știam nici eu.
că a fost Adelin Petrișor în război. A. De la Bagdad transmitea. Bagdad, da. Edi Bagdad, califul din, da. Sintești. Bagdad. Da. Da. E, asta e Edi. Vai, nu m-aș fi așteptat la... Asta e o surpriză mare. Ce am făcut, domnule? Dar Luca are dreptate. Adică ăsta este fix genul de întrebare care demonstrează că poți să știi, că eu nu mă îndoiesc că Eduard știa de Bagdad. Da, cum, dar noi avem, da, pur și simplu. Da. Știi? Da. Ce surpriză. Edi, ce să zic? Tu știi mai bine, trebuie acum să te descarci. Du-te la meci de seară în galerie. Da. Încurajează echipa. Mai aștept să-l vedem pe luză. Nu, da. Nu te autoflagela, se mai întâmplă. Noi te-am iertat deja. No, iartă-te și tu pe tine. O să mai încerc. Mulțumim. Numai bine, Edi. Bravo. Eduard de la Craiova n-a luat banii, i-a lăsat la noi astăzi. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.